Noi experți tocmiți de avocații inculpaților din dosarul Hurricane 2011 nasc controverse. Unele dintre concluziile noului raport nu corespund cu cele din raportul întocmit de INSEMEX, chiar după producerea nefericitului incident de la mina Hurricane din anul 2011. Colaborăm cu cineva la acest raport, pentru că este un raport complex și de specialitate și cel mai probabil și noi vom avea obiecțiuni la acest raport, pentru că acesta a identificat alte cauze ale exploziei decât cele reținute în expertiza INSEMEX. Se mai poate schimba în acest fel cursul procesului? Cercetarea judecătorească are ca scop aflarea adevărului și orice soluție este posibilă pe baza probatorului administrat în fața instanței. Un nou termen în acest dosar a fost fixat pentru data de 16 decembrie. Astăzi ar fi trebuit să aibă loc o nouă înfățișare, însă din cauza lipsei avocaților bucureșteni, procesul a suferit o nouă amânare.